Bun găsit, oameni buni, suntem la Baia Mare și stăm de vorbă cu un fost ministru, fost ministru pentru dialog social, fost ministru la educație și totodată actual președinte al Comisiei Senatoriale pentru Muncă, domnul Liviu Pop. Domnule senator, bine v-am găsit, ne bucurăm să fim aici acasă la dumneavoastră. Bine ați venit și vă așteptăm cât mai des. Dar o să mai trecem, că e frumoasă Baia Mare, e frumos și Maramureșul, aveți foarte multe lucruri. Vă aștept și în colegiul la mine, Maramureșul Voivodal, cu mare drag. Care e Maramureșul Voivodal? Maramureșul de dincolo de Gutei, cum se spune, care începe de la Borșa, se termină undeva în polele Guteiului și pe zona către Negreștoa și undeva la Săpânță. E, nu știu, hai să spunem, are o aromă specială și, în general, cei care vin de acolo vorbesc cu foarte mult patos, cu foarte multă mândrie. Da. Ce vă face să fiți, pe cei care veniți din Maramureșul istoric sau Voivodal, cum i-a spus dumneavoastră, atât de, hai să spunem, de mândri de locul în... Acum știți cum fiecare, da, fiecare își laudă zona. E o zonă extraordinară. Eu m-am născut, am copilărit, am trăit acolo și acum părinții, frații mei, soacră mea și toată lumea, băiatul meu, dacă vreți, e la grădiniță în zona în Vișeu, deci nu... Nu mă pot desprinde de zona respectivă, sunt altfel de oameni și din punctul acesta de vedere mă pot mândri oriunde mă duc în lumea aceasta că sunt din Maramureșul Voivodal, din Maramureșul istoric, din Vișeu de Jos și nu o să mă leapă, cum se spune, niciodată de zona respectivă. Țin la ea și atunci când am fost nevoit să decid pe ce zonă să candidez, am preferat să iau un colegiu neeligibil, dacă tot discutăm de politică și chiar discutam cu premierul României. Dom'le, haide să mă duc acolo. Nu e eligibil, dar eu știu că sunt oameni de caracter și sunt oameni de caracter pentru că scorul pe care l-am scos a fost unul extraordinar și m-a responsabilizat și mai mult. Gândiți-vă că în comuna mea natală am avut un scor de 95%, cel mai mare scor din România pe Senat, condițiile în care din 1700 de oameni doar 111 n-au... Păi și cum ați reușit 95%? Toți sătenii dumneavoastră... Toți care au fost la vot, dar au fost aproape toți la vot. Din 1700 de oameni care s-au prezentat la vot, doar 111 nu m-au votat ca principiu. Acum unii din greșeală, unii, cine știe, din alte, au fost candidați mulți, dar eu v-am spus, m-a bucurat atunci scorul, le mulțumesc celor din Vișeu de Jos și în continuare m-a responsabilizat pe toată zona prin votul pe care l-am obținut, aproape 65%. Hai, uitați, chiar sunt curios aici, probabil că și cei care ne urmăresc. Ce vă zic oamenii din comuna dumneavoastră natală? Ați ajuns în Parlamentul României, ați fost și titularul unui portofoliu în guvern. Da, pe de o parte a fost greu să le explic de ce nu mai pot fi ministru. Nu din vina mea, în urma acțiunilor făcute de alte instituții ale statului, nu le comentez, s-au trecut, Dumnezeu ne ajută să trecem peste toate greutățile cu bine. În ceea ce privește realizarea pe care, împreună cu primarul din comună, cu colegii de acolo, cu colegii din Parlament, din PSD Maramureș și PSD România, dacă putem spune, oamenii din Vișeu de Jos și nu numai din Vișeu de Jos, în momentul de față eu cred că sunt mulțumiți, pentru că drumul național care trece prin comună a fost reabilitat total în momentul de față, chiar dacă nu tot DN18 am reușit, nu avem o porțiune care pleacă din Baia Mare până în Iacobeni. Canalizarea și apa e o lucrare care a început în primăvara aceasta, deci se lucrează în vara aceasta. Eu cred că în următorii 2 ani de zile rezultatele vor fi mult mai mari la nivel de infrastructură, pentru că în zona respectivă am fost mult uitați în ultimii 23 de ani. Cum îi v-ați schimbat? Stați de vorbă la fel ca și înainte cu oamenii de acolo? Asta e o întrebare pe care trebuie să o adresați lor, dar eu vă pot spune o parte dintre ei ce o să răspundă. Că nu mai am timp să vorbesc atât cu ei. De, în general, eu toate sărbătorile, vacanțele le fac acasă, le fac în Vișeu, de jos, de sus. Nu mai am timp fizic pentru că, având un colegiu foarte mare, sunt obligat să ajut pe toți oamenii de acolo și implicit pe noi cei din Vișeu. Cred că timpul e principala problemă în momentul de față. Nu cred că m-am schimbat foarte mult în abordare. Încerc să fiu același om care l-au cunoscut toți din anturajul și dintre prietenii mei, inclusiv prietenii noi pe care prin natura funcției am fost nevoiți să mi-i fac, inclusiv dușmanii, pentru că nu putem să uităm dușmanii dacă
dacă prim așa. Eu cred că încerc să mențin linia, să nu mă schimbe, pentru că... Da, aveți dușmani, pentru că ați zis de dușmani. Eu nu recunosc decât pe unul, care e președintele României, în rest, nu. Încerc să-i împrietenesc pe ceilalți. Vă împăcați cu cei din opoziție? În general, da, nu. Vă dați seama, eu sunt un politician nou, dacă pot să o spun așa. Am muncit mult la sindicat și când eram lider de sindicat aveam contacte cu toți primarii, indiferent de culoarea lor politică. Trebuia să știu să vorbesc cu fiecare și să pun în față interesul școlii, interesul educației, nu interesul politic. Dacă primarul înțelege că trebuie să lăsăm la o parte campania electorală după ce am fost aleși și să punem umărul să rezolvăm problemele comunității, o facem. Dacă nu înțelege, nu o facem. Și atunci avem primării în care reușim, dau un exemplu, primărie cu primar PDL în care inaugurăm o școală săptămâna viitoare. Banca Mondială, avem bani, am terminat școala și am o relație foarte bună cu primarul pentru că nu m-a interesat culoarea politică a primarului, m-a interesat să finalizeze lucrarea. Am o relație poate mai proastă cu un primar care încearcă să închidă primăria. Și să a încercat să închidă primăria, vezi, doamne, că s-a supărat pe nu știu ce numiri de director și așa mai departe. Evident că acolo a trebuit, după o discuție telefonică, să ceră ajutorul instituțiilor statului să verificăm dacă se poate închide o primărie, așa că se supără un primar pe nu știu cine. Și am reușit să deblocăm situația, că interesul particular eu o să-l dau întotdeauna deoparte, în favoarea interesului general. Iar cine se va atinge de siguranța elevului, a profesorului, a cetățeanului, va avea de suferit din perspectiva aceasta. Și așa clar apar acei mici dușmani, cum îi spun eu. Excelent. Ați vorbit de interesul general versus interesul particular. De ce există, să spun, impresia asta în general la români? Opinia publică, în majoritatea ei, spune, uite, parlamentarii au făcut, au dres, au niște interese comune și de asta vor să ajungă în Parlament. Da, asta e o chestiune care, din punctul meu de vedere, s-a acumulat în timp. Faptul că nu am reușit să creștem, noi parlamentari, acum sunt parlamentari, nu mă pot dezice de titlul acesta, n-am reușit să căpătăm încredere în rândul electoratului, este și vina noastră. Și vina noastră a parlamentarilor, care poate, din criză de timp, din activitățile multiple pe care trebuie să le facem, ne rupem foarte puțin timp să facem ceea ce facem în campanie electorală. Adică să mergem să discutăm cu cetățeanul. Și e foarte greu. Vă dau exemplu colegiului meu. Sunt 32 de comune și orașe. 32 de comune și orașe care au un primar, un viceprimar și vreo 500 de consilieri locali. Nu ai timp fizic să stai cu ei, cu fiecare. Și aici vorbesc doar oamenii aleși. Las la o parte consilieri județeni care se regăsesc și celelalte structuri administrative. Timpul fizic a unui parlamentar, a unui senator, este împărțit la trei în cazul meu, pentru că eu am și trei deputați. Și dacă nu am o coordonare între deputat și senator sănătoasă, întotdeauna nu se pot să acopăr eu ca senator unic o problemă generală. Și atunci e nevoie de o conlucrare. Dacă vom ști să conlucrăm cu colegii noștri de colegiu, chiar dacă sunt de la opoziție, cu primarii, cu deputații, în cazul nostru, senatorilor, vom reuși să coborâm mai, să nu muncim pe aceeași lungime de undă două, trei persoane. Că eu o spun de multe ori. Mă întâlnesc cu foarte mulți primari care vin la București și care apelează la 15-20 de cunoștință ca să reușească să ajungă la un ministru, la un secretar de stat, la un director. Nu e normal. Fac aceeași muncă pe care o face și altul deputat sau alt senator. Și atunci, dacă am ști să ne împărțim munca, ar fi mult mai ușor. Asta este primul aspect. Al doilea aspect este legat de implicarea fiecăruia. Pentru că eu aud chestiunea asta, bă, că s-a ridicat degetul de la partid să votez dreapta și stânga. Vă spun că nu mi s-a spus niciodată de la partid cum să votez. Întotdeauna am avut... N-a venit liderul de grup sau viceliderul să vă spună? N-a venit să spună votez albă sau neagră. Și dacă a venit să-mi spună să votez albă sau neagră, am cerut argumente. Dacă erau împotriva argumentelor mele. Și vă spun că conduc o comisie de muncă și am responsabilitatea cuvinte. Niciodată nu mi s-a spus cum trebuie să se voteze în comisia de muncă un anumit act normativ. Totul a fost pe dezbatere și pe argumente. Argumente pro și contra. S-a dat votul, de multe ori am dat și vot împotriva punctului de vedere a guvernului. Și am renegociat, a venit guvernul cu date suplimentare. Deci nu am mers pe chestiunea impusă. Și cred că aici este obligația noastră a fiecărui parlamentar. Pe de o parte în Parlamentul României să ne facem treaba și pe de altă parte să luăm problemele din bază să le ducem în Parlament. Însă în cazul este altul. Alegătorul simplu spune, domnul, cum e în cazul meu, domnule, dar când ne faci drumul? Nu e treaba parlamentarului când face drumul. E greu să explici, pot să o spun la televizor. Nu, parlamentarul face legi. Verifică dacă se aplică legile, le modifică pe cele care sunt în vigoare, verifică guvernul,
interpelează ministru, primul ministru. Asta face parlamentarul. De drumuri se ocupă Consiliul Județean și Consiliul Local. Dar noi, din păcate, așa suntem asimilați. Nu s-a făcut drumul ăla, nu, parlamentarul îi devin. Și vine primarul, nu, domnule. Dar nu e și discursul de campanie, nu merge și parlamentarul. Nu, parlamentarul spune, nu, primarul te ajut să-ți faci păi drumul. Păi te ajut. O vorbă la mine acasă, acolo, că bunica mea se va uita, bănuiesc, la misiune, sunt convins. Și un critic bun, deși are 84 de ani, un critic bun al meu. Mulțumesc. Mulțumesc la fel. Spune Dumnezeu, dar nu-ți bagă în traistă. Ce faceți în timpul dumneavoastră liber, în afara timpului de parlamentar, de om politic? Trebuie să mărturisesc un lucru. Timpul meu liber nu, e foarte, foarte mic. Nu există mai precis. Adică mi-am sacrificat și îmi sacrific mult și familia din punctul acesta de vedere. Singurul meu hobby, cel legat de sport, l-am limitat foarte mult. Cel de citit, chiar m-am criticat că în concediu acesta n-am avut timp nici măcar să citesc o carte. Este din ce în ce mai puțin. Și aici trebuie să îmi regândesc un management al timpului. Atunci când am timp, în general, petrec cu familia. Foarte, foarte rar, din păcate, mai reușesc să joc un tenis de câmp cu prietenii și colegi. Cam acolo se rezumă timpul meu liber. În rest, concediile mi-s planificate cel puțin cu 6 luni de zile înainte, dar asta o fac de multă perioadă de timp. E perioada în care, în concediu, nu deschid telefonul și nu mă uit la televizor. De 7 zile stau, în general, numai cu familia și nu vreau să am contactul cu nimeni și nimic. Sunteți bun la tenis? Bun. Suntem acolo, mediu. Nu... Da, jucați cu colegi din Parlament sau cu cine? În București mai joc foarte rar, trebuie să recunosc, cu 3 colegi deputați și un senator mint. Da. Suntem un grup din de 5. Din același grup sau... Nu, chiar de la... paradoxal mai joc și cu domnul deputat Mircea Man, deputat de Maramureș. Ne mai intersectăm, avem aceeași oră. Noi am luat 3 ore, am luat un grup mai mare de parlamentari și când am, în funcție de timpul liber, cum suntem în intervalul de la 5 la 8 marți, mai mergem acolo, dar eu, din păcate, sau din fericire, nici nu știu cum să-i spun, având invitații foarte multe la televiziunile centrale, mi se cam suprapun orele și atunci trebuie să ies la televizor în detrimentul tenisului și... Unde mergeți de obicei în concedii? Pentru că ați spus că vi le programați cu 6 luni înainte. Da, să fac reclamă? Nu faceți reclamă, spuneți doar de locația unde mergeți. Păi nu pot, că vă spun, Venus, România. Este o locație între Saturn și Venus, unde îmi fac concediu de 7 ani de zile. Deci vă place litoralul românesc? Da, de 7 ani de zile, cu specificația că anul trecut nu am putut să merg acolo, pentru că, ajungând ministru, a trebuit să-mi replanific concediu și n-am reușit în perioada în care am vrut să mă duc, nu mai erau camere libere. Eu mai am 2 cunoștințe foarte bune, prieteni din copilărie, cu care facem concediile împreună de vreo 5 ani de zile și trăiau 3 camere. N-am reușit, dar, în general, sunt adeptul litoralului românesc. Asta e concediu de vară și ca să vă... cu vacanțele de, dacă îmi permiteți, Crăciun și Paște, în Maramureșul istoric, voievodal, Vișeu de jos, Vișeu de sus. Acasă, la casa acasă, natală? Acasă natală, la părinții soției, la soacra mea și în zona respectivă, cu frații și cunoștințele. Vreau să vă spun, în momentul în care eram în școală, fie în gimnaziu, fie în liceu, mi se păreau, hai să-i spunem, cei mai răi, cu ghilimele de rigoare, mă temeam cel mai tare de profesorii de matematică. Cum ați fost ca profesor de matematică? Da. Eu o să vă mărturisesc un secret. Matematica pentru mine a fost materia la care n-am învățat foarte mult în școală. Prindeam totul de la profesor. Am un profesor extraordinar de matematică. Matematica e ușoară dacă ți se predă logic și nu ești impus să înveți formule și peste formule. Ca profesor de matematică, chiar am avut luna trecută întâlnirea cu de 10 ani de la finalizarea studiilor de liceu, prima clasă la care am fost diriginte, în perioada 99-2003. Am avut prima generație și chiar am discutat cu foștii mei elevi la care am fost diriginte și care am predat 4 ani de zile, cum a fost, și m-am bucurat că mulți dintre ei au luat matematica ca etalon și lucrează în zone în care e nevoie de matematică, informatică, științe economice și așa mai departe. Eu cred că am fost un profesor corect, ceea ce contează foarte mult. E foarte important să ai grila de evaluare, să ai evaluarea clară. Dacă un elev știe că este de 5 și vede că cel care știe că e de 3 este de 3 și cel de 9 de 9 și nu schimbi scara valorilor, este un profesor apreciat. Și asta cred că este menirea fiecărui profesor. Să nu schimbe scara valorilor în evaluarea elevului, pentru că, din păcate pentru actul educațional,
toată lumea se uită numai la evaluarea elevului, numai la rezultatele elevului. Nu... Ați lăsat elevii să copieze? Nu, niciodată. Deci ați fost foarte nu, strict, nu, foarte niciodată. Sever? Ba mai mult am avut șansa ca, având un număr mare de ore, pentru că am predat doar la clase de matematică informatică, având un număr mare de ore, avem un contact mult mai bun cu elevii, plus pregătirile pentru olimpiadă și toate celelalte. M-au făcut ca să am o relație extraordinară cu elevii, în așa fel încât în clasa 11-12-a să pot da lucrarea de control și dacă vreau ieșeam din sală, că știam că sigur nu copiază cineva. Adică am reușit la nivelul clasei să înțeleagă că fiecare e evaluat pe ceea ce știe. Plus, sistemul ăsta contează foarte mult. Aveau toți elevii baremul clar din start, știau pe fiecare lucrare cât punctaj au. Ba mai mult, în clasa 9-10-a, mi-aduc cu plăcere aminte, îi puneam pe elevi să, la final, să-și treacă ei nota cam cât cred că iau ei pe lucrare. Adică la final să vadă cam care ar fi nota lor. Urmând ca eu să le pun și nota, să autoevalueze. Contează foarte mult elevul să autoevalueze. Să știe, domnule, eu stând, vreau nota 7 la matematică, că nu vreau nota 10. Și atunci să știe să, ce subiecte să facă, să ia nota 7, ce să învețe pentru nota 7. E foarte, foarte important. Iar din punctul acesta de vedere, n-am acceptat niciodată ca cineva să copieze sau să schimb scara valorilor. Pentru că acum văd așa exigența profesorului care, și a părintelui până la urmă, care încearcă să cristalizeze un sistem cât mai coerent. Dar dumneavoastră cum erați ca elev? Cum percepeați viața la vremea respectivă? Oh, frumos, frumos, frumos. Eu ce vă pot spune? Am început la simultan. Paradoxal am făcut învățământul primar pentru unii simultan și n-a fost o problemă. Școala gimnazială, chiar am avut întâlnirea de 23 de ani de la finalizarea clasei 8-a. Eram vreo 41 în clasă, deci a fost frumos, ne-am întâlnit 26 de oameni, am văzut fiecare unde am ajuns după atâția ani. La liceu la fel, la facultate la fel, n-am avut o problemă. În general am făcut în școală, am învățat numai la ce mi-a plăcut. Și cum erați? Făceați și năzbâtii? Acum... Vă dați seama că nu eram eu cel mai sfânt din clasă, evident că făceam năzbâtii multe. Îmi place că la întâlnirile care am avut acum cu foștii, cu profesori, cu dijiniți, aflam elemente pe care eu le-am uitat, cât eram, că știi, când le faci, nu le știi pe toate. Și doamna dirigintă de la liceul Gheorghe Șinca, de la colegiul Gheorghe Șinca, anul trecut îmi spunea cum eram, lucruri pe care le-am uitat. Cu bune curele, ca orice elev. Era alt sistem, nu putem explica, eu nu cred că pot explica actualilor elevi cum a arătat sistemul acum 20 de ani, pentru că nu percep lucrul acesta. Singura sursă de informație atunci cine era? Profesorul, pentru că la televizor n-aveai ce să iei informație, era foarte limitată. Acum mijloacele de comunicare te fac ca să iei informația în orice moment din 3-4-10 surse și să analizezi care e corectă. E altceva, era frumos, era frumos și acum amintirile cele mai frumoase pe din... Facebook. Pe Facebook, da. Cine are Facebook? În general, lumea a evoluat foarte mult și amintirile cele mai frumoase din viața mea sunt cele legate de școala generală și în special de liceu. Ce muzică ascultați acum? Mai aveți timp pentru muzică? Nu știu, pentru teatru sau film? Trebuie să recunosc că numai muzică am timp să ascult. La televizor, în general, nu mă uit nici măcar la emisiunile mele în reluare, la care particip eu în reluare ca să mă mai corectez. Timpul e dinamicul meu numărul unu din punctul acesta de vedere. Muzica, ascult în general muzică românească. Deci sunt patriot din punctul acesta de vedere și muzica anilor 80-90, cea cu care am copilărit eu. Domnule Pop, ne-a spus și care e dușmanul dumneavoastră în politică. Aveți, nu știu, și un... prieten de nedespărțit în politică? Nu, mi-am făcut încă un prieten nedespărțit în politică. Am un grup de oameni de la care fur meserie, dacă pot de spune așa. De la cine furați meserie? De la cei care îi am în preajmă, indiferent de culoarea politică, încerc să iau de la fiecare să văd să învăț cât mai multe. Pentru că, la fel ca la sindicat, când am început activitatea sindicală și am învățat că trebuie să construiesc ceva luând cei mai buni de la alții, de la cât mai mult, același lucru îl fac și acum și atunci din cercul de prieteni pe care l-am, îl cresc pe zi ce trece politic, încerc să iau părțile bune și să construiesc echipa sau să intru într-o echipă construită. Deocamdată la nivelul județului Maramureș suntem o echipă închegată, construim echipa, o dezvoltăm, încercăm și la nivelul regiunii să ne poziționăm și național. Deci, în general,
Eu am avut un avantaj față de mulți alți oameni politici, zic eu. Acela de a intra în politică de poziția cea mai înaltă, cea de ministru, din punctul meu de vedere. Una dintre cele mai înalte, poate prim-ministru, sunt convins că e mai puternică decât cea de ministru. Chiar dacă vă repet, eu când am acceptat, am consultat toți liderii mei, cei 200 din Maramureș și aproximativ 60 la nivel național. Uitați care e problema, mi s-a propus asta, prin vot secret îmi spuneți dacă accept sau nu. Cu condițiile acestea să fac pasul. Deci undeva nu pot fi și am discutat cu colegii mei, n-am văzut-o niciodată trădare. Că general zice, a fost lider de sindicat, a trădat mișcarea sindicală. Nu, eu am plecat din mișcarea sindicală cu mandat de la colegii mei atunci. M-am dus pentru problemele astea să le rezolvăm și să fim aproape de oameni. Cu asta m-am dus. Și sunt om de echipă, n-am fost niciodată un gata, eu sunt singur, le știu pe toate, le fac pe toate. Și asta fac și acum, mă integrez într-o echipă, consolidez echipa, construiesc echipa, pentru că singur nu o să putem face niciodată nimic. Vreau să vă întreb, apropo, n-ați dat nume dintre prietenii pe care aveți? Am mulți, vă spun eu. Deci, din punct de vedere politic, am mulți. Cum cu premierul, de exemplu? Ați fost ministru în cabinetul lui, ce relație aveți? Foarte bună. Enormă. Și nu numai cu premierul, și cu încă 20 de miniștri. Și cu încă 20 de președinți de Consiliul Județene și vreo 150 de primari de municipii și reședințe. Deci nu stau, încerc în general, am ușa deschisă la tot ce înseamnă primar, ministru, premier și am spus care e avantajul. Avantajul e că fiind în poziție de executiv ca ministru, venind în Parlament, având și contactul cu administrația locală și cu ministerul din partea cealaltă a mișcării sindicale, pentru că am avut nenumărate negocieri cu miniștrii, eram de cealaltă parte a baricadei, îmi este destul de clar cristalizat atribuțiile fiecăruia. Deci nu o să mă duc niciodată la premierul României, domnul Ponta, vreau 5 minute să discut pe o chestie care știu că nu e de competența domniei sale și e de competența unui ministru. Așa îi spuneți, domnul Ponta, nu îi spuneți Victor, nu sunteți într-o relație, mai cu seamă că ați făcut parte acelui așa. Deci da, nu, suntem la pertu, dar nu față de... Uitați, chiar să le spuneți oamenilor, nu știu, care e relația care se dezvoltă între oamenii politici ajunși la un astfel de nivel, adică lucrează în guvern. Care e relația dintre ei? E una doar strict profesională sau dezvoltați și o relație umană, prietenească, mergeți la o bere, nu știu, mergeți să jucați un meci de fotbal? Nu prea ai timp de mers la bere și de juca meci de fotbal. Este o relație de muncă prin socializare, deci ajungeam ca după ședințele de guvern să nu mai mergem fiecare să luăm masa, mai mâncam ceva la guvern ca să mai reușim să mai povestim problemele de executiv. E intersecție între cele două. Pentru mine a fost mai greu decât pentru alții, pentru că eu am venit de pe o poziție, v-am spus, nefăcând parte dintr-un partid politic, nu avem prieteniile care existau la nivelul PSD-ului, PNL-ului și PC-ului în primul guvern, pentru că erau oameni care se cunoșteau. Eu n-am cunoscut pe nimeni în guvern decât din relații cu premierul României, pentru că era în opoziție și aveam aceeași mișcare, cu câțiva parlamentari sau președinți de Consiliul Județean, pentru că aveam problemele învățământului și aveam o relație cu partidele politice din zona respectivă. Deci n-a fost o relație de prietenie. Eu, ca lider de sindicat, nu puteam să mă duc să stau la bere sau la masă cu un președinte de partid, că ziceau în mare parte, nu, domnule, ne-ai vândut. Deci asta era o chestiune pe care o spun și acum. Liderul de sindicat trebuie să meargă să discute și cu omul politic și cu administrativ. Și ca să poată discuta, trebuie să stea de vorbă, să fie lângă el. Nu înseamnă asta că s-a dus, s-a trădat. Asta aveam eu o discuție când eram la sindicate. Că de ce mă duc să stau cu președintele Consiliului Județean? Dacă mă primește și pot să stau de vorbă, sunt omul dialogului și a rezolvării problemelor la masă, nu în stradă. Vreau să vă întreb, pentru că sunteți profesor de matematică, ați avut un sistem de evaluare foarte corect, așa cum spuneați, în ceea ce îi privește pe elevii dumneavoastră. Ce notă ați dat guvernului? În momentul de față? Undeva între 7 și 8. Președintelui? Președintelui României? Da. Nu știu dacă am notă în catalog. În sistemul de evaluare din învățământ, între 1 sau... și 10, nu am notă să-i dau președintelui României. Și USL-ului? Acestei, să spun, alianțe care cred că a reușit cel mai mare scor electoral din 95. I-aș da 9-50, nu 10. Pentru că mai sunt devieri care, din punctul meu de vedere, sunt nepermise la un asemenea nivel, cu asemenea încredere. N-ai voie. Eu aveam de nenumărate ori ocazia să critic pe orice ministru public și n-am făcut-o.
Am preferat discuțiile interne, nu pe spațiu public. Spuneți că vă place sportul, vă place tenisul. Vă place și fotbalul, sportul de masă? Bineînțeles, am jucat fotbal, am avut și echipă de fotbal pe care am format-o tot în Vișeu de Jos, în anii 97-98. Am o atracție pentru fotbal, dar din păcate nu mai practic pentru că am avut accident la un genunchi, la ambii genunchi cu ligamentele încrucișate și nu mai este recomandat decât așa. Cu ce echipă țineți? Cu ce echipă țineți? În România țin cu Universitatea Craiova. Ca să clarificăm acum lucrurile. Acum aveți două universități, că sunt două echipe. Nu, acolo. Repet, Universitatea Craiova. E echipa cu care țin. Cu echipa chiar colegii de partid sau? Nu, chiar discutam cu doamna, cu Olguța, cu primarul Craiova de multă vreme. Țin cu Universitatea Craiova din 80-81. Atunci am învățat eu fotbal, am început să joc fotbal, atunci era Craiova în cupele europene, atunci am învățat. Și dacă pot numi așa dragostea din copilărie. Proiectul major este cel legat de tunelul pe sub Cutei, pentru că infrastructura rutieră, din păcate, a avut mult de suferit în Maramureș. Republică sau monarhie? Republică. Președinte bărbat sau președinte femeie în 2014? Bărbat. Și ultima întrebare, care alianță a fost mai potrivită? Alianța din 2009, PSD-PDL sau USL? E foarte clar, votul de încredere de anul trecut spune clar pentru toată lumea care este alianța potrivită, evident USL-ul.